Vă salut! Iată-ne lângă buburuza desenată pe hibridul Toyota Auris. Am urcat în mașină, apăsăm frâna, avem aici butonul power pe care îl apăsăm pentru că sistemul ne spune că este ready. Atunci înseamnă că mașina a pornit, iată, ne acompaniază și motorul termic, avem modul electric vehicle, mod în care mașina merge doar pe baterie, eco mod și power, care apăsat îi dă mașinii un pic mai multă putere, se simte în accelerație. Avem de a face cu motor electric și cu un motor pe benzină, un motor termic de 1,8 litri. Din modul parcare mutăm în rewind, în marș arier. Avem la oglindă o mică cameră montată pe haionul portbagajului. Este destul de dificil să te orientezi dând în spate doar cu ajutorul acestei camere după ce te-ai obișnuit o viață să folosești oglinzile sau privirea printre scaune. Plecăm. Mașina ne arată că funcționează doar cu ajutorul bateriei. Accelerăm, este drept ușor. Haideți să vedem și consumurile. Evident 0% pentru că instant, pentru că folosim bateria. În cei 300 de kilometri, aproximativ 300 de kilometri parcurs, mașina a avut nevoie doar de 5,1 litri de benzină. Este un hibrid, evident puțin, pare un consum mai degrabă propriu dieselelor. Dieselor mici, dar este un 1.8 pe benzină. Pe scurt, aceasta este Aurisul, acesta este Aurisul hibrid, o mașină de o tonă jumate, mai grea decât un Auris clasic, pentru că are în plus față de acesta patru de baterii, acumulatorii, și evident motorul electric, care la decelerare, atunci când luăm piciorul de pe accelerație, încarcă bateria cu ajutorul roții. O mașină cu care noi pământenii trebuie să ne obișnuim. O mașină care te face să te simți foarte confortabil. O mașină care se luptă atât cu Priusul, produs tot de Toyota, dar și cu Honda, Civic Hybrid sau Honda Insight. Acestea fiind spuse, vă salut!